credeți că avem noi astăzi? Exact, avem unboxing. Pentru că astăzi mi-a ajuns un coleg, de, un coleg, am zis, un coleg de pe mag și uh, vedeți că l-am desfăcut aici, m-am uitat așa să văd dacă sunt toate produsele, dar practic da, este un unboxing pentru că n-am umblat în produse, nu m-am uitat, n-am swatuit nimic <laughs> și nu știu, adică știu despre ce este vorba, dar... Uh, o să vedem împreună, o să le desfacem, o să testăm puțin și mă vedeți de machiată pentru că după ce termin de filmat acest unboxing o să încep să filmez un clip în care testez toate produsele, dar să nu ne mai lungim cu vorba și haide să procedem, zic. Așa, deci aici sunt toate produsele. Sincer o să fiu, nu prea îmi place cum au venit ambalate, adică nu mi se pare că au fost ambalate foarte bine, spre deosebire de dățile trecute în care am mai luat eu chestii de pe EMAG. Au venit așa pur și simplu într-o folie din asta și toate puse acolo, aruncate acolo în cutie, deci nu pot să că este neapărat, nu știu dacă Dacă a fost o ambalare prea bună, dar mă rog, haideți să trecem peste. De fapt, cred că mai bine pun eu asta aici, așa, și luăm de aici, bun. Uh, o să încep cu un produs uh, pe care l-am văzut, nu știu, voiam să-mi iau un, o pudră de contur ceva și am văzut acest bronzer de la Makeup Revolution și bate ring light nu știu dacă înțelegeți ceva, gata, înțelegeți dacă îl țin așa. Și am găsit acest bronzer de la Makeup Revolution în nuanța 01 Cool și mă gândeam că dacă erau două nuanțe de fapt, nuanța asta și mai era ceva warm sau ceva de genul și m-am gândit că asta... Dacă se numește cool, cool, cold, ar trebui să fie uh, un bronzer sau mă rog, ar putea să fie un bronzer în care ar putea fi, ar putea fi un bronzer pe care aș putea să-l folosești și ca uh, pudră de contur. Uh, pe site nu părea atât de mare, dar uitați-vă cât este, deci e imens, e cât capul meu. <laughs> uitați-vă cât produs este aici, deci știm puțin. A. Este o pudră compactă pentru un aspect bronzat natural mat, aplicați pe toată fața pentru un aspect ca sărutat de soare, iar pentru definire și conturare accentuați zona pomeților, nasului și fruntea bărbiei. Bun, de se pare că ar putea fi folosit și ca, nu știu, pudră de contur, dar eu sunt tare curioasă, haideți să facem un swatch să vedem, stați așa să... A, stați că e sigilată și era să fac o prostie, era să rup ăsta. Gata, haideți că am reușit să-l desfac, deci este foarte mult produs aici. Wow, arată foarte bine, ea. Miroasea Miroasea pudră din aia nu știu dacă zic veche, dar știți cum erau pudrele alea uh, 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 când eram noi mici și aveau mamele noastre pudre sau farduri. Mirosul ăla e. Ce trebuie, n-am mai văzut până acum produsul ăsta pe nicăieri, dar o să-l încercăm. Ia, să vedem dacă e pigmentat. Da, e cam portocaliu, dar uh, nu cred că merge pentru uh, nu cred că merge pentru contur. Dar e foarte nu știu, e foarte cremos așa. Ia uite. Deci e foarte, nu e super pigmentat, lucru care îmi place, dar e cam portocaliu, e foarte catifelat, nu știu cum să vă zic, deci, nu știu, e catifelat cremos, așa, wow, se simte foarte bine, și că e catifea când pui mâna așa uh, și îmi place treaba asta. Da, uite așa arată, nu e foarte pigmentat, e ok, cred că nu știu, mă gândesc dacă, ar putea să -l dacă aș putea să-l folosesc și ca pudră de contur, dar nu prea, pare cam portocaliu. Dar cu siguranță pot să-l folosesc pentru pliul plapei Eu am vrut să fie, mă gândeam că să fie puțin mai rece, un maro mai rece, dar nu este atât de rece, de fapt nu e rece cam deloc. Dar da, pentru conturarea așa și mai ales că acum vine vara și la, la 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 și o să fie frumos și se presupune că o să fim toate aceste bronzate. o să-l testăm și pe față să vedem care e treaba cu el, să nu știu unde să le pun pe partea asta. Așa, trecem mai departe la un creion de sprâncene de la sporting. Așa arată, bine, e un creion pur și simplu în nuanța 00 black, dar l-am luat, a fost foarte ieftin, nu știu cât a fost, cred că până în 10 lei, sigur a fost până în 10 lei. Uh, și l-am luat pentru că am văzut review-uri foarte bune la el, adică erau numai review-uri din alea, vai cât de bun este, uh, se șterge foarte greu, este waterproof, este sweatproof, este nu știu ce, rezistă foarte bine. Am văzut câteva review în care fetele respective spuneau că uh, nu este un creion din, adică nuanța asta de negru sau, mă rog, nuanța, negrul ăsta nu este atât de negru, adică bate mai mult spre gri și nu are tente roșiate și exact asta caut și eu, caut un creion pentru sprâncene. Ce drept n-am mai folosit de mult un creion de sprâncene și uite că nu e... Eu am de gând să-l ascult foarte bine uh, și să pot să trasez fire în sprânceană cu el. Deci așa arată. Vedeți că nu e negru, negru, negru. E mai mult un, mai mult un gri așa și îmi place că nu are nuanțe. Într-adevăr, nu este roșcat, ceea ce e ok. Așa și are și pensul asta aici în capăt. Nu știu exact cât o să o folosesc, dar ia dacă fac așa ce se întâmplă. Da, văd că îl pudrează așa. Ia. Și e și destul de e și destul de rezistent, dacă pe mână trebuie să frec așa se ia pe uh, spre ce ne mă gândesc că o să reziste. Da, o să vedem. Tot de la Miss i-am mai luat un creion de buze <laughs> în nuanța uh, vibrant mocha. I-am avut un ruj din gama a Met to sau ceva de genul, rujurile alea care îmi plac mie foarte mult de la mi Sport sunt super rezistente și am avut un ruj fix în nuanța asta, Vibrant Mocha și știu că era un nude așa foarte frumos, Stai că nu mai am, nu mai am unde să mai testez. Ia. Yeah. Da, și ăsta la fel, este un nude maro, uh, puțin portocaliu, dar nu pot zic că mă deranjează neapărat. Seamănă cu de la, de, destul de cremos, o, cremos e. Seamănă acolo de la Wet and Wild. Bun, la fel o să-l testăm. Trecem mai departe. Haideți că am început cu produsele Mi Sporty și să termin cu produsele Mi Sporty. Tot așa pentru că am văzut review foarte bune la produsul ăsta, am zis să-l cumpăr și eu. Este un... A, apropo, a, pudra de contur, mai știu cât a fost, cred că 20 și ceva de lei, oricum până în 30 de lei. Crealne, cel de buze a fost până în 10, adică ambele au fost până în 10 lei. Cel de buze cred că a fost 6 lei sau ceva de genul. Și am găsit un iluminator care, a costat, cred că, 10 lei, 11 lei, cam așa, dar am văzut review foarte bune la el, adică și chiar am văzut și o poză, stați să să nu fluse. și chiar am, văzut, chiar am văzut și o poză, pusese o fată o poză cu, cu um, iluminator, adică era dată că el și se vedea foarte frumos și am văzut o grămadă de review-uri bune. Și am văzut la cineva pe Instagram, nu mai știu exact la cine, dar știu că l-am văzut acum ceva timp uh, și uh, arăta foarte bine. Ia să-l desfacem. Wow. Ok, este... Mm, cred că are puțin cam mulți clipici, dar nu știu dacă... Ba nu, ia. Vedeți voi acolo ceva? Nu știu dacă se vede ceva. Trebuie să încerc să aplic aici. Nu știu unde să aplic aici. Uite așa. E foarte... Deci nu e foarte, foarte pigmentat. Are sclipici, dar se vede așa, nu știu. Uh, dar nu se vede, mai fetelor, la Nu știu cum să fac. Nu știu unde să da Uite așa. De, bine, eu am luat mult produs acum aici, dar ia. Uite așa. Deci este șampania așa. Ah, uite că se vede acum. Vedeți? Ia, focus, dacă ne ajută puțin, ar fi perfect. Uh, e șampanie așa, nu știu exact ce nuanță este, Sto să vă zic nuanța de fapt. Uh, golden Glow. Dar este foarte Da, nu miroase nimic. Adică ba da, miroase tot așa pudră, ceva. Nu știu, miroasea pudră, dar e foarte, are particule sclipicioase în el, dar e super, nu știu, e subtil așa și îmi place, nu știu, are niște reflexii aurii de șampanie. De fapt, nu, fix șampanie, exact așa nuanța aia este, dar o să-l vedem și pe piele, poate pe față. Uh, o să, cred că o să-l folosesc și ca fard de pleoape, pentru că mi îmi plac fardurile în nuanțele astea și mai avem trei uh, produse. Uh, am luat și eu anticiarkul ăsta de la L'Oreal Infallible sau Infallible, Failible More Than Concealer, ne am luat în nuanța, deci am căutat o grămadă, nuanța potrivită. Uh, pe tot internetul <laughs> am căutat uh, nuanța și am zis să o iau pe asta. Uh, 327 cașmir, Acum nu știu dacă e nuanța bună, dacă nu e nuanța bună, sper din tot sufletul să fie nuanța bună. Uh, am tot văzut uh, review-uri bune despre, și mă rog, păreri bune despre anticearcul ăsta și de mult timp voiam să-l încerc, dar nu știu, am înat, am încercat altceva, uh, ba, am avut ne, ba, l-am găsit, găsit pe la atunci în DM, dar de data asta am zis gata, am rămas fără anticiarcă, adică mai am foarte puțin și am zis să-l încerc pe ăsta de la L'Oreal, să văd care e treaba cu el uh, Sper din suflet să fie bună nuanța, așa din ambalaj pare ok, dar uh, da, o să vedem, am citit și review-uri foarte multe, am citit și pe net despre el și dintre toate nuanțele astea mi s-a părut că ar fi potrivită pentru mine. Acum nu știu, să sperăm, v-am zis, după ce filmez clipul ăsta, o să filmez al clip în care o să testăm toate produsele. Așa, și dacă tot vorbeam despre căutarea nuanței și despre citit de review-uri, păreri și tot fel de chestii, la fel m-am chinuit o grămadă să găsesc nuanța de la o fondosa de ten de la Maybelline, Super Stay. A, ah, nu cred că a fost 50 de lei sau așa și fondul ăsta de ten, cred că tot vreo 50, cam pe acolo. L-am căutat pe Foundation ăla și am găsit așa, adică o între două nuanțe, între 21 și 10, așa că am luat nuanța 10, care este, mă rog, 10 Ivory. Vorbesc despre, v-am zis, fondul ăsta de ten de la Maybelline Superstay 30 Hours și voi ziceți la fel, așa. Știu că este, nu știu dacă e neapărat o formulă nouă, dar știu că este nouă, l-am mai văzut așa pe Instagram, pe Facebook, peste tot și am zis să-l încerc și eu pentru că promite să reziste până la 30 de ore. E bine, nu știu de ce ai purtat un fond de ten 30 de ore, m-aș mulțumi dacă ar, dacă ar rezista și 10 ore foarte bine fără să transfere, ci că are acoperire ridicată, este o formulă legeră, rezistentă la transfer și un aspect mat. La fel o să-l testăm și o să-l facem și un test din ala de rezistență, probabil, nu știu, habar n-am, o să vedem uh, cu el, să vedem care-i treaba. Sunt curioasă de nuanță. La fel, din stricluță pare că ar fi nuanța potrivită, acum nu știu. O să vedem. Cei drept nu știu, dacă am mai încercat fonduri de ten de la Maybelline, deci mi-a fost puțin cam greu ca să găsesc nuanța, dar asta e. Și ultimul produs, bineînțeles că ultimul, da, e ultimul, bineînțeles că nu se putea să dau o comandă fără să-mi iau ceva de păr. Mi-am luat acest Livin de la Bed Head Digi, Digi Bed Head Ego Boost. Este un tratament pentru vârfuri și ce scriu ei aici? A, protejează părul uscat deteriorat de factori externi agresiv, la la la, reparând, reparând vârfurile desficate. Se folosește. Uh, deci, nu știu, scrie foarte iurei, se folosește acest tratament Livin pe părul umed sau uscat. Hidratează părul uscat, sporește strălucirea și oferă elasticitate și netezește. Este testat dermatologic perioada de utilizare, nu știu ce. Da, l-am luat pentru că, nu știu, chiar voiam să încerc ceva alivin. Și l-am așa, o și așa între masca asta, de fapt nu, între o mască de la Vela și produsul ăsta și am zis că, nu știu, parcă mă ăștia am tot încercat și tot testez și am zis că hai să iau și balsamul ăsta să vă care e treaba că el. N-am încercat niciodată produse de la produse de la Tigi, Bedhead, nici nu știu exact care este. De fapt nu, cred că Tigi este, nu? Tigi Ego Boost. Uh, da, este un leave-in conditioner, la, 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 o să vedem. Ia să aplicăm acum puțin. Stai, da, cred că are o chestie, nu? Ar trebui să aibă. Ia. Yeah. A, ah, este ca un... Uh... Mm, miroasea ceva foarte frumos, nu știu să zic, dar miroasea ceva foarte... Ia să aplic puțin pe vârfuri. Mm, îmi place. A, ah, ok. O. Uh... Îmi place. Hm. Netezește așa părul. Vai, ce tare! Deci aici n-am aplicat. Ia să facem așa o comparație. A, ah, deci știi ce ca lumea se simte? Adică, uite o diferență. Nu știu dacă vă dați seama, dar netezește părul așa. Nu știu, e foarte, foarte tare. Da, o să-l încerc și pe părul meu. Sunt tare, uite că sunt tare curioasă. Hmm, aș miroase așa de frumos. Da, îmi place, netezește părul. La prima folosire să zici că, nu știu, chiar... Wow, foarte tare, chiar îmi place. <laughs> chiar îmi place. Ia să mai pun puțin. Deci hm. puțin așa. Ia să-l încălzești și să pun aici pe vârfuri. Pst. Ia. Da, îmi place cum... Lasă părul foarte moale și cred că și... Parcă așa și scria, că îl lasă ușor de descurcat și nu știu cum. Dar îmi place. Uau, ce tare! Hmm, și îmi place mult de tot cu miroase. Îmi place mult de tot cu miroase. Ia uitați diferență, se vede? Adică nu știu, parcă... A, chiar, uite cum lucește partea asta. Vedeți cum luce? Ia dacă... Uite, îl netezește așa, nu știu, netezește firul de păr, da, foarte tare, wow, cât de tare, parcă potolește firele um, astea, vedeți, firele astea de la, nu știu, vârfurile, parcă le potolește puțin, le aranjează, nu știu, nu neapărat că le aranjează, că nu e un produs de um, styling, dar le, nu știu, e foarte fin. Da, îmi place produsul ăsta, oricum o să vă țin la curent, o să-l vedeți prin vloguri și prin, vlog prin clipuri, eventual prin favorite uh, și la fel cu toate produsele, o să vă țin la curent, o să vorbim despre ele și o să vă zic părerea mea, ținem legătura. Uh, gata, acesta a fost clipul meu de astăzi, vă mulțumesc din sufletelul meu că v-ați uitat <laughs> și noi ne revedem data viitoare. Vă pup! Mua! Pa, pa!